Paștele în Bucovina a început de bună vestire la Fundul Moldovei, odată cu Festivalul Cântecelor Religioase. Printre oficialități au participat primarul din localitate, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, dar și secretarul de stat în Ministerul Culturii Vasile Timiș. Domnul secretar de stat, bine ai venit! Mă bucur că ai venit! Oaspeții au vizitat Casa Muzeu și expoziția de ouă încondeiate. Aici, la Fundul Moldovei, am anunțat de mai multă vreme că dorim să începem de la Buna Vestire, 25 martie, evenimentele consacrate Paștelui. Vreme frumoasă, oameni frumoși, curățenie. Trebuie să mulțumesc autorităților de aici, de la Fundul Moldovei. Am văzut că s-au mobilizat foarte bine gospodarii, văd pensiunile turistice pregătite. De aici, Gheorghe Flutur a cumpărat două ouă tradiționale pe care a plătit 100 de lei. Tot la Fundul Moldovei, președintele Consiliului Județean a primit și un cufăr cu ouă încondeiate de la primarul din localitate. Unul are destinație precisă. Dau și eu mai departe. Și probabil că voi duce la Ierusalim ăsta. Comoara Bucovinei. O ladă cu ouă încondeiate. De la Fundul Moldovei. Asta e un nou distruț, nu? Asta e distruț și celelalte sunt de găinești, rată și distruț. De la deschiderea ediției din acest an a programului Paștele în Bucovina nu au putut lipsi specialitățile culinare. Pensiunile din zona Câmpului Moldovenesc și-au prezentat bucatele, care mai de care mai apetisante. Invitați musafirii să servească la ea. Da, da.